la handbal nu era așa, comenta numai el. Dar să zicem, România-Franța, da, un meci clasic de handbal fete, începea meciul. Bilanțul era așa. În ultimele 172 de meciuri, ele câștigaseră de 171 de ori și odată se luase lumina. Da? Și se terminase nedecis. Deci meciul începea așa. Primul atac, România, se auzea din sală, Naum Cătrănit începea. Meci greu, arbitrii sunt din ceh și un neamț. Poc, bară ale noastre. Da, iată, așa e când încep cu stângul. Contraatac repede, două negrese, gol de la printre picioare. Da, bineînțeles, gol pentru Franța. Și iată, mingea ține cu el în acest moment. Da, iată, stimați telespectatori, în 15 secunde deja îl simțeai nervos. Destinul ne duce către pop-bar ale noastre, capul arbitrului transversală se scurgea în aur. Nu se poate, nu se poate așa ceva. Contraatac Franța, paș, striga, gol, mă târcă de aia de la 15 metri, transversală, Lumița, Huțupan, poanie, în poartă. N-a trecut, încerca, nu, este 2-0. Gata, aș pierda. Așa începe echipa națională a României un turneu final. Pe care făcea o pauză. 7 metri, nu dădea nimic. Dă doar 9 metri, n-am mai văzut așa ceva. Și deci din minutul 2 era, după care ce se întâmpla, să mai calma și el, se făcea 7-2 pentru România. Ale noastre jucau bine, aveau talent. Era în regulă. Bineînțeles, 7-2, ăla nu mai reușeau să marcheze, își revenea, dădea cu... Ei, de la 7-2 se întâmpla ca la Mainz, cu... Nu, ca la păia, amărâția Darmstadt cu Bayern München. Răstănoscă. 4-2 a avut Darmstadt într-un amical cu 6 sărbători centenarul cu Bayern München și s-a terminat 4-11. Așa. Deci, se făcea de la 6-2, 6-31. Nu contează cât. Să dădea. Nici mai putea să calculi, dar negru. Este pentru prima oară în istorie când încasăm 21 de goluri fără să... Ce-o fi în capul jucătoarelor, în capul anului, da, psihicul arbitrii, României, să trecea la toate astea, nu-i așa? Bă, deci era o atmosferă, deci de la început te simțeai toată chestia și bineînțeles că se ducea către catastrofă, pentru că așa să și începea. Comentatorul n-avea optimismul ăla, lejeritatea a neamțului. Țin minte și acum că mă uitam la Zatainz când juca Boris Becker pe la turne. Te stai puțin, atitudinea la Boris Becker, fii atent. Deci Boris Becker juca cu unul, Edberg, să zicem, 5 seturi, 2-2 și 4-2 pentru Edberg în ultimul set. Și ne dai seama dacă îi se vede sau neamț. Se vea Edberg pentru 5-2 și neamțul zicea doar atâta. Concentrirt, Boris, concentrirt. Deci singurul chestiune era concentrat. Dacă Becker se concentra, l-asculta pe ăla. Se concentra și îl făcea pe Edberg, evident. Dar era singura problema neamțului. La noi era psihologia, era destinul, era arbitru, cum ziceai tu, era parchetul, era ostilitatea spectatorului. Faptul că aia nu le lăsaseră pe ale noastre să doarmă. Oh, a fost cu cuvele, o noapte înainte. Claxonatul nu parcă. Da, bineînțeles, s-a aleșinat Tadici, s-a bătut mușii cu nu știu cine. E absolut firesc într-o țară în care există o vorbă nenorocită, noi spunem așa, să punem răul înainte.